Salut și bun găsit la emisiunea Aventuri cu Flo, o incursiune în natură, sport și supraviețuire. În cadrul emisiunii de astăzi vom învăța ce avem voie să mâncăm în natură la rubrica Pastila de supraviețuire și vom merge împreună la Scărița Belioara. Azi la Pastila de supraviețuire vă vom prezenta partea a doua despre hrana vegetală. Rămâneți alături de noi! În supraviețuire, trebuie să ne adaptăm situației, altfel vom muri. De aceea, trebuie respectate 5 reguli de bază ca să avem șanse să supraviețuim. Acestea sunt păstrarea calmului. O gândire bună ne poate scoate din acea situație. Datorită gândirii, unii scapă și alții nu. În condițiile de criză, mintea și corpul sunt solicitate la maxim. A doua regulă este păstrarea uscată a îmbrăcămintei. Hainele ude absorb căldura corpului și le puizează, sau chiar îl duce în stare de hipotermie. O altă regulă este să nu ne solicităm corpul foarte tare. A patra regulă este să încercăm să ne localizăm și să determinăm poziția spre care vrem să mergem. Și ultima regulă, și cu aceasta vom începe noi ciclul de emisiuni intitulat Pastila de supraviețuire, este procurarea hranei și împărțirea ei în rații de mâncare de minim 5 zile. Salut! Astăzi la Pastila de supraviețuire vom vorbi despre mâncare. Foarte multă lume nu pune accent pe mâncare. De aceea, în supraviețuire foarte mulți au murit pentru că n-au știut ce să mănânce. Vreau să vă prezint astăzi mâncarea vegetală. Mâncarea se împarte în două, mâncare animală și mâncare vegetală. Astăzi vom vorbi despre mâncarea vegetală. Haideți să vedem ce putem mânca în această alimentară numită natură. In a few moments I'll be on the road again, lumped in my throat, pack up my bags and off I go. It's like the air we breathe, there's something we can't see, it's more. Murele au proprietăți hipoglicemiante, limitând astfel producția de insulină. Consumul de mure poate preveni unele forme de cancer, precum cel de colon și de stomac, datorită fibrelor alimentare. De asemenea, murele sunt o sursă importantă de acid folic care intervine în funcționarea sistemului nervos. Acesta e măcieșul pe care îl știe toată lumea. Foarte mulți îl folosesc pentru ceaiuri. Dar vă pot spune că acest fruct roșu este foarte bun. Se mănâncă numai în velișul și conține vitaminele A, B, K, P și este foarte bun pentru capilarele noastre și pentru circulația sângelui. De aceea vă pot spune, mâncați-le și nu pățiți absolut nimic. Se mănâncă numai de deasupra sâmburilor. Miezul acesta care e învelit în roșu, iar ele trebuie să fie roșii, nu de culoarea aceasta verde, pentru că nu sunt coapte. Cele roșii sunt foarte coapte și foarte bune. De aceea vi le recomand.
dăunătoare. E foarte bună pentru durerile de stomac și ne putem face ceai din ea. Așa că o să iau cu mine ca să pot să-mi fac un ceai. Something we can't see. It's more than memory that's holding you to me. Un alt fruct pe care vreau să vi-l prezint este fructul de cătină. Acesta conține de 2 ori mai multă vitamina C decât măceșul și de 10 ori mai mult decât citricele. În prezent de la cătine se obțin următoarele produse: ceaiuri din fructe, muguri, frunze și chiar scoarță, siropuri de fructe, ulei de fructe. Acesta din urmă este și cel mai valoros din punct de vedere medical. Cătina este și un foarte bun antiinflamator și inhibă pofta de mâncare în cazul unor tratamente ale obezității. Un alt fruct, păducelul. Păducelul are frunze variabile ca formă, lat-ovate sau rombic-obovate, la baza ascuțite sau trunchiate, lungi de 3-5 cm. Păducelul dă rezultate bune și în anghina pectorală și este un apreciat sedativ vegetal. Merișoarele sunt fructele arbustului pitic, asemănător cu afinul, care crește în zone montane la altitudini de peste 1300 de metri, are frunze permanent verzi și acoperă solul ca un covor. Fructele de merișoare se pot culege în lunile septembrie-octombrie. Aceasta a fost scurta noastră plimbare prin natură. Ați văzut ce ne oferă natura. Noi ce-i dăm în schimb? God and one gospel that can save us all from all our sins. And everyone has a right to know that Jesus died and rose for them. Over each hill and valley, wherever people will be, we've gotta take the message to every tribe and village in this authority. Let us be united, no longer undecided, but our task, our mission, if we would only listen and have the faith to be.
Majoritatea acestor fructe le veți găsi la marginile pădurilor, în zone defrișate sau în poiene. Let us be united, no longer undecided, but our task, our mission, if we would only listen and have the faith to believe. Jesus Christ is Lord, there is no other. He is Lord above the earth and of the sun and sea and of the universe. He is the head and we his body are the church. Spread the word that Jesus Christ is Lord. There is no other. He is Lord of all the earth and of the sun and sea and all the universe. He is the head and we his body are the church. And we will spread the word. We've got to spread the word. We're gonna spread the word that Jesus Christ is Lord. There is no other, he is Lord of all the earth and of the sun and sea and all the universe. He is the head and we his body are the church, and we will spread the word. Zona Scărița Beleara este un paradis în munții Apuseni. Acolo în fiecare vară se desfășoară o școală de supraviețuire și alpinism. Rămâneți cu noi să vedem cum a fost. A fost un stagiu foarte frumos, impresionant. Nu m-am gândit că o să pățesc așa ceva în munții noștri. Man. Greu. Foame? Da. Tare. Mai reziști? Mai reziști. Ce-o-i faci? Nu credeam că se poate supraviețui cu ce am supraviețuit noi aici în prima zi. Nu credeam că o să ajung să mănânc șarpe, ouă de furnici, lăcuste. Să știți că sunt foarte bună la gust. Chiar că îmi doream de foarte mult să fac așa o tură completă. Nu am apucat. Îmi pare bine că am reușit să ajung la Flow Adventure. Mi-am dus și juniorul cu mine, sper să continue și tradiția mea, să meargă pe munte și sigur voi mai veni. La... Fain, dar greu, nu-mi simt mâinile, nu am avut pantofi buni. Bun. Data viitoare mă duc până sus. Amen! Auzi, Vlade, șarpele, cum ți s-a părut meniu? Bun! Mergea așa un polonic de orez lângă. Puțină sare! După 3 zile în care au învățat tehnici de supraviețuire și escaladă, participanții la școală au ieșit într-o tură, dornici să exploreze zona în care se aflau, rezervația Scărița Belioara.
Traseul a fost un circuit, tocmai pentru a vedea cât mai mult din rezervație. Scărița Belioara este o rezervație geobotanică aflată în masivul Muntele Mare, masiv cu vârfuri muntoase înalte, sub formă de turle, cum sunt Colțul Bleonțului, Piatra Belii sau Vârful Negrilii. Punerea sub protecție acestei zone a fost inițiativa lui Alexandru Borza încă de prin 1920. În această școală specială, participanții au învățat cu ce se pot hrăni din natură pentru a supraviețui. Prezenții au învățat repede lecția dură a naturii. Banii sau niciun alt avut nu mai au în astfel de situații nicio valoare. Au ajuns să ofere colegilor 30 de lei pentru un păstrăv sau 60 de lei pentru o conservă. Echipa s-a sudat rapid, conștienți că prin efortul comun au șanse mai mari de a-și procura hrana. Deși participanții au fost de vârste foarte diferite, proveniți din medii diferite, obișnuiți toți cu confortul orașului, au învățat să lucreze în echipă, lucru dificil, în special în condiții de epuizare fizică și psihică. Cu alte cuvinte, este greu să accepți pe cineva lângă tine când ți-e foame și ești obosit. Tura s-a dovedit destul de obositoare datorită diferenței de nivel, dar a meritat, pentru că la fiecare pas se descopereau imagini splendide. De pe traseu au reușit să mai culeagă câte ceva de aleguri, o mână de ciuperci gustoase, au terminat traseul cu moralul ridicat, gândindu-se la cina ce îi așteaptă. Și pentru că au învățat cu brio ce e mai important în supraviețuire și au meritat-o din plin, în ultima seară organizatorii le-au oferit participanților o cină copioasă, așa cum au visat-o ei zile în șir. A fost o experiență interesantă, învățat să apreciez mai mult mâncarea, mai tratez ca pe nimic, învățat să ne-o căutăm, să ne-o preparăm, să ne bucurăm de ea așa cum ar trebui. Este prima experiență de genul ăsta, sunt foarte bucuros că am venit. Am venit aici ca să învăț și pot să vă zic că am învățat foarte multe despre supraviețuire și
cred că o să mă descurc dacă, Doamne ferește, o să am nevoie. Mi-a plăcut mult la cățărat, mi-a plăcut drumețiile, îmi pare rău că n-am venit până acum. Am pierdut mulți ani din viață stând la calculator. Mai vreau să vin, cum zic americanii, amazing, vreau să mai vin, vreau și școala de iarnă și să mai particip. A fost super. Vă sfătuiesc să încercați pentru că merită încercat. Cam asta a fost. 5 zile, supraviețuire, alpinism și cam de toate. Departe de lume. Emisiunea de astăzi s-a încheiat. Nu uitați să ne contactați pe site-ul nostru. Până data viitoare, vă urăm ieșiri plăcute în natură. La revedere!